Să știți că sunt foarte multe școli care și-au făcut ei asemenea lecții. Duceți-vă la Colegiul Cantemir, la Cantemir Vodă, de aici din București. Au fost acolo niște profesori extraordinar de dornici de a schimba și de a moderniza predarea. Și am fost acolo la o lecție de geometrie de la clasa 6. Am plecat super încântată. Lecția transpusă în format video și animată de profesorii școlii. De ce au făcut cei de la Cantemir? De ce au făcut universitățile platforme? Că nu le-a cerut nimeni. Le-au făcut pentru că nu le-a făcut ministerul. De-aia le-au făcut. Că au observat că e o lipsă imensă. Sunteți la o vârstă la care nu accept să aveți această concepție. Într-un sistem care cuprinde 215.000 de profesori, mai adăugați 60.000 de personal didactic auxiliar. Nu pot să cer ministrului să fie în același moment peste tot. Că ceva nu merge în sistem, numai ministrul e vinovat. Nu sunt de acord cu asta. Dar sunteți primul om din educație. Ați fost primul om din educație. Au ministrul fost 28 educației. De oameni în situația aceasta. Și repet, pentru că aș vrea ca acest lucru să-l audă toată lumea. Schimbarea frecventă a miniștrilor educației reprezintă cea mai mare nenorocire pentru sistemul educațional. Cea mai mare nenorocire. Aici da? Suntem de acord. Sunt foarte puțini miniștri. Nu știu dacă sunt, cred că un singur ministru de după 89 care a avut un mandat complet. Un singur ministru. Nu vi se pare că este absolut îngrozitor și devastator pentru sistem? Ba da. Aici este. Este groaznic. Da. Show, 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 show